Voci de oaspeți? Da. Sunt Adriane, venim la dumneavoastră cu urât de bine. Căci anume astăzi vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Felicitări cu frumosul jubileu de 30 de ani. Văzându-vă înconjurat de acești oaspeți frumoși, buni la suflet, cred că deja ați primit mesaje de felicitare în adresa dumneavoastră. Iată că și noi ne alăturăm la toți predecesorii noștri și vă dorim, în primul rând, multă, multă sănătate. Aici, în familia dumneavoastră, să domnească dragostea, fidelitatea, pacea, compasiunea, să fiți întotdeauna înconjurat de oameni buni, de prieteni adevărați, cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajmă. Și fie ca Sfântul Andrei și Bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Și v-am mai spune, la mulți ani, cu sănătate, Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc, la mai mult și la mai mare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți cine a solicitat felicitare? Vedem, da? Haideți atunci să vedem. Țineți această tortă pentru masă de sărbătoare. Unii nășucă. Țineți acest buchetel pentru dumneavoastră, eu cred că. Ceva mai tărășor îi dăm domnul Adrian. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Scumpul nostru nănășel, faci parte din sufletul nostru și ești bucurie inimilor noastre. Nu există cuvinte care să exprime cu adevărat ce simțim. Singurul lucru pe care putem să-l afirmăm cu certitudine, suntem mândri și onorați că sunteți nănășelul nostru. În această zi minunată venim cu un la mulți ani de ziua nașterii, cu frumosul jubileu de 30 de ani, pentru cel mai frumos la chip și bun la suflet nănășel. În această zi minunată, cu multe zâmbete și flori, înconjurat de toată familia, rude și prieteni apropiați, ați primit deja de dimineață urări de sănătate, de bucurii, de realizări, de prieteni adevărați, de emoții pozitive, de pace sufletească, credință în puterea Domnului de a duce la capăt orice gând și lucru început și toate cele bune. Noi însă vă dorim un singur lucru, ca toate cele dorite de predecesorii noștri să se împlinească. Fiecare an este o carte cu 365 de pagini goale. Creați în fiecare zi o capodoperă, folosind toate culorile vieții. Vă dorim viață lungă, plină de aventuri și succese alături de cei dragi. Mult noroc în toate deciziile pe care le veți face și fie ca Dumnezeu să vă lumineze calea spre tot ce este mai bun. De ziua dumneavoastră să aveți o zi răsărată cu zâmbete și înfrumusețată de oameni care vă iubesc. Fie ca amicii adevărați să rămână mereu aproape, iar dragostea să fie cea care merită să trăiți o viață. Vă mulțumim că vă avem, să fiți mereu alături de familia dumneavoastră frumoasă și unită, să vă bucurați chiar și de nepoții, copii și de orice zi trăită pe deplin până la 100 de ani. Vă iubim mult, cu multă stimă și respect, vin Finuța Corina și Maric împreună cu micuțul Darius, finii Alina și Constantin împreună cu micuța Arina. La mulți ani dumneavoastră! Eu cred că și dumneavoastră puteți să le transmiteți un mic mesaj celor dragi. Mulțumesc frumos! Și știți tot. Vă iubim, vă stimăm. Și nu tableti mai așa o leagă. Mereu sunteți bineveniți în casa noastră. Da. Sunteți ca copiii noștri și vă mulțumim de stima care ne-o purtați și poate uneori și noi greșim, ne scuzați că se întâmplă greșeli în viață, fac oricine. Ne iertați și pe noi și vă mulțumim că existați în viața noastră. Noi dorim mulți ani,
dragoste, iubire, răbdare, supărarea scrie pe rând. Din când în când veniți, mi-ai dat sfaturi când mi-a dat până acum. Suntem și noi greșiți uneori, dar voi ne îndrumați pe drumul cel bun. Voi ne spuneți să facem bine și mereu o să fiți alături. Sunteți a doilea părinte pentru noi. Vă iubim și mulți, mulți ani înainte. Să fim și nu la 30, dar la 60, la 90 și la 120. La mulți ani! Vă dorim o zi frumoasă, o sărbătoare pe cinste, la mulți ani și la 100 mai bine!